Iarna încă nu și-a spus ultimul cuvânt și mai bine de jumătate din țară este sub cod portocaliu de ger, nisor și viscol. Seara trecută la Constanța, zeci de șoferi au fost întorși din drum. Au spus că o să blocheze în seara asta tot traficul de aici, din cauza că e viscol în partea aia, spre Cogălnicianu, spre Iaseu. Unde trebuie să ajungi? La Mihail Cogălnicianu. Nu foarte departe. Nu foarte departe, dar să sperăm că o să ajungem în seara asta. Cu două lame în față, n-am vrut să ne lasă pe comodat cu lamele, care se poate trece. Acesta e vizibilitate redusă și i-au tot anunțat să nu fie și la da, da, dacă mergi cu lama în față, da, poți ajunge. Lumea de la servici, unde trebuie să ajungi? Cu Gălnicea. E bine, măcar că e cald în autobuz. Slavă Domnului, măcar atât. Da, un utilaj credeți că ar putea să vă ducă? Păi au trecut două înainte, dacă nu ni s-a permis să mergem în urma lor. Posibil că se mergea, dar eu știu, din partea aia vine, nouă de aici nu ne dă. Probleme au fost și în Bulgaria, unde mai multe mașini cu români au rămas blocate în zăpadă. S-au rămas zăpeziți între Șabla și Duran-Curan, nu știu cum. Fratele meu venea din Turcia și cu câteva mașini n-au reușit să treacă, dar ei nu aveau semnal acolo în câmpul ăla. Și zăpada se punea, se viscolea. Am sunat aici la 112, doamna de acolo mi-a spus legătură cu pompierii cu poliția de frontieră cu ceilalți. Și până la urmă s-au dus bulgarii. Deci a durat destul de repede. Deci ai noștri au fost foarte, foarte, foarte prompti. Astăzi dimineață, la ora 8, prima coloană de mașini a intrat în Constanța venind dinspre Valul lui Traian. La toate intrările în oraș vezi aceleași imagini, mașini în șiruri lungi de câțiva kilometri, așteptând formarea de convoaie care să pornească spre localitățile învecinate. Un utilaj de la drumurile naționale, însoțit de un coleg de-al nostru cu auto special și pe unul în coloană, unul după celălalt. Deocamdată așteptăm să ajungă la capul, să vină cealaltă coloană. Cam cu ce frecvență se formează coloanele? Una la jumătate de oră, două? Depinde de mărimea coloanei. Să ajunge, să verifică și pe urmă să intre iarăși. Și aproximativ așa, cam câte vehicule strângeți într-o coloană? Da, bine, 20-30 au fost dimineață, la ora 8 au fost și mai multe, 40-50 de vehicule. Mulți șoferi așteaptă de ieri să ajungă acasă. Astăzi e prima zi în care s-au eliberat câteva drumuri județene de Troiene și pot părăsi orașul. Trebuie să ajungem în partal, bănui. Acasă, la familie. Am înțeles. De cât timp sunteți plecat? Cred că avem jumătate de oră. Și ce v-au spus? În coloană se merge, se organizează? Da, în coloană. La Valul lui Traian. De cât timp stați aici? 15 minute, aproximativ 15 minute. Ce v-au zis? Să mai așteptăm că o să plecăm în coloană. Până la Basarab, la fabrica de pâine. Astăzi cu mașina de pâine? Da, da, da. Ce vi s-a spus? Ce simți? Să așteptăm să mergem ușor, ușor până la Basarab să circulați. În coloană organizat? Da, 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 da. Cu mașina de poliție de 20 de minute. Mașina de poliție în față și cu cei de zăpezire. Dobrogea se află în continuare sub cod portocaliu de vreme severă, iar în această noapte temperaturile au scăzut foarte mult. Cea mai ridicată temperatură resimțită a fost înregistrată la Constanța, unde mercurul din termometre a coborât până la valoarea de -10 grade Celsius.